Bună seara, dragii mei! Cred că vă place pictura, nu-i așa? Știu că sunteți oameni creativi și creatori și Van Gogh, sunt convinsă că nu vă este necunoscut. Pictorul Van Gogh s-a născut într-o familie de credincioși și drumul lui, așa sperau părinții săi, era la fel, să vorbească despre lumea Tatălui Ceresc, să-L slăvească pe Dumnezeu și să îi aducă pe oameni pe drumul credinței. Un timp așa a făcut, numai că în momentul în care a intrat în contact cu diverse persoane, a uitat de drumul care era destinat. Nu numai că s-a îndepărtat de Dumnezeu, dar uitând de toate povețele care i s-au dat, a început să bea, să fie prins în cercuri unde dăzmățul înflorea în fiecare seară. Au încercat unii și alții să-l aducă înapoi spre credință și n-au reușit. Și uite cum un pictor hăruit, un pictor care a fost pregătit pentru un drum anume de a-L slăvi și a-L cânta pe Dumnezeu, s-a pierdut pe drum. E dureros când se întâmplă așa ceva. Avem în jurul nostru atât de mulți oameni care încearcă să ne destabilizeze de pe drumul nostru. De noi depinde dacă ne lăsăm influențați sau nu. Tentații pot fi la orice pas. Și uitați, dacă privim la copiii noștri, tentațiile pentru ei sunt foarte multe. În momentul în care descoperim astfel de situații, e bine să luăm atitudine. O atitudine care să fie în spate cu iubire, cu răbdare, cu înțelegere. Pentru că cei mici, pe drumul pe care ei au pornit, au nevoie de atenția noastră. Să nu-i lăsăm ca internetul să le mănânce zilele și sufletul. Să încercăm pas cu pas să-i facem să-L descopere pe Dumnezeu din ei. Cum reușim astea? Încercând să le spunem povești, încercând să le dăruim cărți, să-i punem să citească, plimbându-i în lume unde să intre în contact cu natura și cu toată creația divină și să vorbim despre această creație, să-i facem să descopere că bucuria și iubirea există la fiecare pas. Așa s-a întâmplat și cu marele nostru scriitor Tudor Arghezi, unul dintre scriitorii pe care îl iubesc și îl admir. Și acum, la gândul de seară, îmi doresc să vă citesc o poezie semnată Tudor Arghezi despre lumea Tatălui Ceresc. Se numește Psalmul 6. Te drămuiesc în zgomot și în tăcere și te pândesc în timp ca pe vânat, să văd, ești șoimul meu cel căutat, să te ucid sau să îngenunchi a cere. Pentru credință sau pentru tăgadă, te caut dârz și fără de folos. Ești visul meu, din toate cel frumos, și nu îndrăznesc să te dobor din cer grămadă. Ca în oglindirea unui drum de apă, pari când a fi, pari când că nu mai ești. Te întrezări în stele, printre pești, ca taurul sălbatic când se adapă. Singuri, acum, în marea ta poveste, rămân cu tine și mă mai măsor, fără să vreau să ies biruitor. Vreau să te pipăi și să urlu
Este! De-a lungul timpului, de multe ori mi-am spus, Doamne, să ne facem timp să citim povești și poezii de genul acesta, pentru că oameni de mare valoare ne-au lăsat ca zestre prea plinul sufletului lor, prea plinul de înțeles, de bucurie, de iertare și de divinitate. Să ne rugăm pentru sufletele noastre, să ne rugăm pentru toți cei din jurul nostru, să nu uităm că dincolo de viața noastră există rugăciunea care poate face minuni. Vă mulțumesc că ați fost alături de noi la Gândul de Seară. Noapte bună tuturor! Să ne revedem cu bine! Doamne ajută!